Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Ei bine, astăzi am făcut 200.000 de abonați. Am făcut 100.000 anul trecut, cam în vremea asta, în septembrie, cam așa. Știu că am făcut destul de greu 200.000 de abonați, dar nu contează, i-am făcut, mai bine mai târziu decât niciodată. Și astăzi m-am gândit să ne uităm la niște videoclipuri de ale mele mai vechi, să vedem cum am evoluat pe parcursul acestui an sau acestor ani. Ok, primul videoclip cu care vreau să încep este cel de 100.000 de abonați de anul trecut. Videoclipul ăsta chiar mi-a plăcut foarte tare să-l fac, pentru că gen am făcut așa un fel de flashback la cum eram eu înainte și... Salutare tuturor și bine v-am găsit! Uitați-vă cât de mic eram în 2015! 15 ianuarie 2015. Intrăm în 2018 imediat, adică acum 2 ani jumate. Cât de mic eram. Sit la nou videoclip. Uite și ce păr aveam. Bine, și acum e oribil, dar... Pentru că am făcut 1000 de abonați. Mamă, făcusem 1000 de abonați în 15 ianuarie 2015. După ce mi-a făcut Rafael promovare. Gen, aveam 700 de abonați și mi-a dat o promovare de Rafael și am făcut, nu știu, 1500, cam așa. A fost super tare pentru mine atunci. Prima întrebare vine de la Alex Joacă AQW. Te așteptai vreodată că vei ajunge la aproape 2000 de abonați? Stat într-un fel, nu m-am așteptat. E bine, aveam eu un gol pe YouTube, acela de a ajunge la 20.000 de abonați și sper să ajung la numărul ăsta cât mai curând. Fuck, 2015 eram clasa a... Eram clasa a 6-a. Clasa a 6-a, frate. Wow. Pentru că am făcut 4.000 de abonați, m-am decis să jucăm karaoke party. Am făcut 10.000 de abonați, este super, super, super tare. Bine, am ținut la ultimul video din 2015. Uite, aici chiar mi se schimbat ce... Get some help. Fiți atenți, aici mi se schimbase vocea rău de tot. Ce 10.000 de abonați, este super, super, auzi, super tare. Bine, am ținut la ultimul video din 2015. E o diferență de la... Bine, v-am găsit sau... Bine, v-am găsit, bine, adică, na, nu știu cum am început acesta cu 1000 de abonați și terminăm cu 33.000 de abonați, ceea ce este foarte, abonați, foarte șmecher și sunt foarte recunoscător pentru... Astăzi am făcut 50.000 de abonați. Mi se pare foarte, foarte fain cu... Uite, 50.000 de, la 50.000 de abonați deja începusem să arăt cam cum arăt acum, era mai gras, văd, la față și așa, era mai rotund, gen... Cât timp, cât de repede trece timpul, frate, pe bune. Acum un an, pe undeva prin ianuarie, am făcut 1000 de abonați. Nu știu ce am filmat eu. A fost cea mai tare zi atunci, când am făcut 100.000 de abonați, aveam 3 cifre. Cine mi-a luat verified. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Cred că videoclipul ăsta e cel mai special pe care l-am făcut până tot. Acum, pentru că astăzi am făcut 100.000 de abonați. Da, uite că seamănă cam cum arăt acum așa. Wow, 100.000 de abonați. Nu mă așteptam niciodată că o să ajung la numărul ăsta. Bine, aveam vocea tot un pic la fel de retardată, dar e mișto, chiar e mișto. Uite, când am fost la piscină cu Mofteanu. Salutare, droși, bine v-am găsit. Știți asta, acum urmăriți în continuare. Când am văzut prima dată cu Munteni. Bagă camera. Și a vrut Dutu să facem o chestie, să facă el live pe Facebook, să pară că ne întâlnim din greșeală. Super tare a fost. Uite. Sunt multe pentru. Când eram la mare, super tare. Chiar ne distrase mult ziua aia. Ia ăsta vreau să-l văd. 14 martie 2016, sketch de-a meu din clasa 7-a. Salutare tuturor și bine am găsit la un nou video astăzi. Bă, ce bine arătam atunci. Vom face tipuri de prieteni. Îmi stătea și părul bine. Aici prima dată când am încercat să fac clone, gen. Uite și la căcatul ăsta meu din sufragerie, mă rog, acum nu-l mai am. Era foarte buguit, știi, și se vedea aici urât și chestii. Uite și aici, la fel, la canapeaua asta, foarte mult m-am chinuit. Care luare! Bă! Uite și aici am dat cu mâna în gol. Super gol! Bă, ești prost? A fost offside toată ziua, mă, n-ai văzut? Ce-ai căcat? Uite-te, mă, are la mai bine! Oi, FCSB! Mamă, și faza asta, dude, da. Look at this motherfucker. Uite. Aici eu eram în slow motion, că nu filmasem bine, nu făcusem script, făceam totul din cap. Doamne. Și nu se potriveau fazele, uite, și la pat aici la fel. Look at this motherfucker. Frate, bă, mor cu el, mă. Frate, nu poți să vorbești română. Zici peste tot, fuck that shit, motherfucker, nu știu ce. Dude.
Tu nu știi română, prietene, tu amestici o limbă cu altă limbă. Ce faci la cea mămăligă din cuvinte? Ce glume proaste aveam, fuck. Dude, vorbesc cum vreau eu. Du-te mă de aici, you piece of shit. Go fuck yourself. Te mă cu limba ta, deci ai învățat și tu o limbă și te dai mare. Frate, ce prost ești. Fuck, cât de tare. Ce mic eram. Și cât mă distram să fac. Uite, la asta chiar eram mândru, că se vedea bine, uite. M-am cam plictisit. Cu televizorul aici, se vedea camera, gen, da. Clonele erau făcute super mișto, vedeți? Bă, plecăm acum, dar stai să-mi fac și eu niște poze. Și face ăsta poze, mă. Mamă, ce bine ești, dar stai să o postez pe Facebook. Uite, frate, un coș n-aveam, ești nebun. După ce strâng 50 de like-uri, plecăm, ok? 50 de like-uri, zici tu, ha? Bine, hai, te aștept să faci 50 de like-uri. Whatever. One eternity later. Ia mă, câte like-uri ai strâns? Bă, uite, am strâns 2 like-uri. Nu, vreau, uite, ăsta. Q&A de ziua mea, când făcusem 13 ani. Și bine v-am găsit la nou video. E ziua mea, am făcut 13 ani, așa că facem un nou Q&A. Prima întrebare. E ziua mea, am făcut 13 ani și facem un Q&A. Super, super tare. Uite cât de mișto erau, se vedea luminițele astea. Ce gen de muzică ascult? Se bine ascult trap, ascult rap, ascult pop, chill, nu știu. Melodii faine, dubstep, de toate. Ce ai alege? Un mil... Mamă, și ce voice crack-uri aveam de ala. Chiar am Killa. Videoclipuri și mai vechi. Ăsta, da. Ăsta are 300 de mii de vizualizări, frate, și e un căcat de videoclip cu FIFA, 21 septembrie. Salut tuturor și bine v-am găsit la noi. Uite cât de mic eram, frate, și filmam cu green screen. Episod de FIFA 16, astăzi jucăm Forfeit FIFA, asta înseamnă că... Mâncasem prima dată ardei iuți în viața mea, bine, eu nici acum nu mănânc ardei, știi? Al de Barcelona, n-am auzit de el, Varane, chiar nu vreau să-l mănânc. Dar și eu prost, fii atent. În loc să iau puțin, cum se mănâncă un ardei iute, am luat jumate! Jumate de ardei am luat! Oh! Ok! Trebuie să le dăm gol! Uitați-vă la mine! Trebuie să le dăm gol! Cum îți băteam așa! Iute! Super, super tare! Mai okay. Luasem gol odată! Am gol! Hai să facem o schimbare! În loc de Rodrigo! Știu că mi-a fost un rău după filmarea asta! Hopa, miang! Ce iute e? Fuck, uite, 700 de dislike-uri. Dar eram super cringe, super, super cringe. Ei bine, fraților, cam asta a jucat acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel ton de like. Mersi super, super mult pentru 200.000 de abonați. Eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!